Bună ziua tuturor! Ne aflăm în fața unui piersic unde am făcut deja în verde două răriri. Am explicat în celelalte videoclipuri. La piersic nu facem răriri ca la ceilalți pomi, pentru că dacă am face răririle ca la ceilalți pomi, ar crește toți acești lăstari pe care avem nevoie, care sunt buni la 40, 60, 80, fără anticipați, pe ei dă cel mai bine anul viitor va da piersici. Dacă noi am rări, atunci unii piersici, nu toți, cum este acest piersic, ar face pe toți anticipați. Ce înseamnă anticipați? Anticipați înseamnă așa. Observați? Plin de creșteri, pe această creștere de un an, alte creșteri mici pe care piersicile noastre nu sunt mari, nu sunt așa aromate, deci sunt piersici mai slabe și nu avem nevoie. Deci am făcut deja două răriri, răriri ca să nu umbrească. Atât. Acum, cam peste o lună, piersicile ar trebui să se coacă și trebuie să fac a treia rărire. Deci doar la lăstarii lacom care au făcut anticipați acum, de care nu mai am nevoie pentru că eu voi folosi anul viitor acești lăstari, vedeți? Acești lăstari. Ce au crescut doar fără anticipați. Și am reușit să am o grămadă de lăstari fără anticipați, care sunt cei mai buni pentru roadă. Dar acești lăstari, uitați aici, lacom care au făcut anticipați, toți se vor tăia. Și nu poți să aștepți până în august. Nu poți să aștepți până în august pentru că seva care intră în ei, am nevoie acum pentru că deja trebuie într-o lună să coacă piersicile și au nevoie de multă sevă, de multă hrană. Eu tăind acești anticipați, ce fac? Las multă sevă pentru a crește piersicile să devină mai mari, mai aromate, mai bune și fiind aproape la sfârșitul lui iulie, deja creșterile vegetative stagnează. Chiar la începutul lui august se opresc. De aceea nu mai mi-e frică că aceste ramuri care le am nevoie la 60, 80, la 40 până la 80 vor da anticipați pentru că începând din luna august, deja creșterile vegetative scad. Eu acum ajut roada. Și de aceea, orice, uitați-mi aici, anticipați aceștia, observați, câtă se va consuma acum. Fiindcă nu mai am nevoie de el, am avut nevoie de el ca să consume sevă, ca să crească ăștia normal fără anticipați, acum îi tai pentru ca seva care se hrăneau ei să vină în piersici ca să crească mari. Uitați și aici. Aici, de exemplu, am o piersică. Nu am nevoie de așa multe frunze. Uitați. Atât. Am nevoie de 20, în jur de 20 și ceva de frunze la o piersică. Așa. Unde deja am piersici 6, aici nu mai tai. Aici îi las, pentru că am nevoie de frunze. Deci, nu la orice piersic trebuie să faci, da, a treia rărire. Da, vreau să specific, am 5 piersici, la ceilalți 4 s-au făcut o singură rărire sau tăiere în verde, acolo unde au umbrit, am tăiat aici și acolo, nu au așa creșteri mari. La acesta trebuie 3 tăieri, 3 tăieri în verde, e foarte... Dezvoltat? Se dezvoltă foarte tare și nu numai anul ăsta, în fiecare an. Dacă l-aș lăsa și nu aș face nicio tăiere, ar fi o tufă deasă plină de boli, pentru că bolile stă unde este umbră și umiditate și nu m-aș putea bucura de roadă. Musai la el a făcut 3 tăieri de aerisire, 2 de aerisire și a treia tăieri al lăstarilor lacom, ca seva să intre în piersici, să le crească și să poată fi gustoase și aromate. Deci, voi tăia toți lăstarii lacom cu anticipați de care nu mai am nevoie. Am avut nevoie de ei să țin puțin în frâu, să reglez creșterile la aceste ramuri mixte, ramuri de între 40, 60, maxim 80, de care am nevoie la anul viitor. Nu mai am nevoie pentru că ele nu o să mai crească. Și atunci toți lăstarii anticipați
îi tai ca seva consumată de ele să crească fructele. Poate unii ar întreba dacă tăierile astea se fac și în funcție de soi. Sunt soiuri care necesită mai multe tăieri sau răriri? Nu în funcție de soi. În primul rând, facem noi răririle una sau trei și în funcție de cum se dezvoltă. Bineînțeles că sunt unele soiuri care se dezvoltă mai bine ca alte soiuri, dar depinde de pământul unde este așezat, depinde cât e de sănătos el. Bineînțeles că anumite soiuri dau creșteri vegetative mai mari, dar depinde cum este hrănit, depinde cum este îngrijit, depinde de cât soare are parte. Deci depinde de multe lucruri. Cel mai bine este îl observăm pe el, observăm creșterile. Dacă se îndeasă foarte tare, înseamnă că trebuie să reglăm aerisirea coroanei din foarfecă. Dacă, cum ceilalți patru, nu au avut creșteri foarte mari și normale, am făcut o singură dată și e destul. Până la primăvară nu mai mă atinge. Deci nu doar să ne bucurăm că uite ce frumos a dezvoltat, e mare, cu mulți lăstari, că în defavoarea lui? În defavoarea lui, pentru că se va umple de boli, nu vor crește fructele și vom avea un piersic ca o tufă din pădure. Nu avem nevoie de așa ceva și noi ajutăm piersicul să crească bine, să dea ramuri pentru anul viitor, de rod și să avem rodul mare și cu conținut de zahăr și arome cum ar trebui să fie. Dacă e prea des, nu o să avem nici rodul prea mare și nu vor avea acele arome care ar fi specifice la fiecare soi. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe curând!